Doamne, spun cu siguranță cei care sunt interesați de acest proiect de lege. Înțeleg că deja a fost declarat de Parlament o prioritate în această sesiune legislativă. Sunt interesați ce se întâmplă în aceste 4 luni. Ce înseamnă această instruire a tinerilor între 18 și 35 de ani? Și eu aș vrea să fiu la fel de clar. La acest moment este un proiect care este pus în dezbatere și urmează să intre în dezbatere publică și urmează să intre în dezbaterea Parlamentului după ce va finaliza circuitul cerut de tehnica legislativă. Pot să explic foarte ușor. Principala resursă umană pentru rezerva operațională a Armatei României a fost asigurată și este asigurată și în acest moment de cetățenii români care au pregătire militară, iar aceștia sunt cei mai mulți, în proporția cea mai mare, cei care au satisfăcut în trecut, până în 2007, stagiul militar obligatoriu. În mod evident, această resursă va ieși treptat din evidențele militare, pentru că cetățenii cu obligații militare, care au pregătire militară, pot fi menținuți în evidențe până la 55 de ani majoritatea, cei care au satisfăcut armata ca soldat sau gradat, respectiv până la 62 de ani, sub ofițerii, maiștri militari și ofițeri. De aceea avem nevoie de programe alternative și aș vrea să fie foarte clar, pe bază de voluntariat. Nu am luat niciodată în calcul scenariul unei armate obligatorii sau unui stagiu militar obligatoriu. Un astfel de program există, este în funcțiune și va continua și în perioada următoare. Este vorba de rezervistul voluntar, cel care face un stagiu de pregătire militară de bază și încheie un contract cu armata ca rezervist voluntar. Ceea ce propunem prin acest proiect este un alt program care se adresează unui număr mai mare de cetățeni români între 18 și 35 de ani, bărbați sau femei, care după ce acest proiect va deveni lege și vom avea bază legală, va putea să asigure cadrul juridic necesar pentru ca noi să putem să organizăm în baze militare pe care le vom destina pentru cetățenii care vor dori să se înscrie în acest program. Timp de 4 luni propunem noi prin acest proiect, deci până la 4 luni, pregătire militară de bază. Asta înseamnă să învețe să mânuiască armamentul individual de infanterie, să învețe să se orienteze în teren, să învețe să se protejeze de diferiții factori care prezintă riscuri în mediul de ducere a acțiunilor militare, să se protejeze împotriva atacurilor chimice, de exemplu, să se decontamineze, să se orienteze în teren. Deci un program de pregătire militară de bază care să le ofere setul minim de cunoștințe necesare ca atunci când, în situația în care România se va afla într-o situație pe care nu ne dorim, dar în care va fi nevoie de mobilizarea rezervei operaționale, să avem o resursă umană pregătită și care să aibă deja această formă inițială de bază parcursă. Ce propunem noi, vom vedea cum va ieși legea din Parlament, ca la finalul acestor 4 luni de pregătire, tinerii și tinerele care vor dori să se înscrie în acest program să primească un stimulant financiar. Noi îl propunem de 3 salarii medii brute pe economie, vor intra în evidențele militare, vor primi livretul militar și vor face parte din rezerva operațională. Mai mult, ne dorim ca această resursă, nouă resursă pe care sperăm să o avem la dispoziție, să poată fi bază de selecție și pentru cei care își vor dori o carieră profesionistă, pentru că dacă au urmat acest program de pregătire de bază, dacă vor dori să rămână în armată pentru o carieră de profesionist, vor putea avea și această posibilitate. Vă rog. Doamne Spunu, sunt nenumărate sondaje care se fac acum pe piață. Dacă tinerii își doresc să facă acest stagiu militar, dacă nu își doresc, în momentul de față, Guvernul sau Ministerul Apărării are vreo bază de date, are vreun orizont legat de ceea ce ar vrea tinerii din România dacă vin sau nu într-o astfel de instruire timp de 4 luni? La acest moment, acest nou program de pregătire este doar un proiect, nu avem o lege care să ne permită să organizăm un astfel de tip de instruire. Vă pot spune pe programul celălalt care funcționează, rezerviștii voluntari. El a fost inițiat, a intrat în vigoare 2017-2018, a fost nevoie de câțiva ani pentru ajustarea lui, să înțelegem și să refacem condițiile pentru a-l face mai atractiv. În momentul de față, acest program funcționează la parametrii rezonabili. Sunt câteva mii de tineri care își doresc an de an să intre într-un astfel de statut, într-o relație contractuală cu armata, ca rezervist voluntar.
Vom vedea, am văzut că s-a sondat recent părerea tinerilor cu privire la obligativitatea serviciului militar, lucru pe care noi nu l-am luat niciodată în calcul, nu l-am luat în considerare. Aceste instrumente, aceste resurse au fost gândite întotdeauna pe bază de voluntariat. Știți că în 2007 în România s-a suspendat obligativitatea executării serviciului militar, care este prevăzută în Constituție. Prin lege din 2007, tinerii nu mai sunt obligați să facă armata. Această obligativitate ar putea fi reluată, spune aceeași lege, doar dacă în România s-ar declara starea de mobilizare sau stările superioare de asediu sau de război, care presupun nevoia de mobilizare armată. Deci doar în cazul unei stări de mobilizare generală, stare de război, s-ar da această dispoziție de armată obligatorie, adică te duci și... Ea s-ar activa automat, așa spune legea care a intrat în vigoare în 2005, cu suspendarea începând din 2007. Despre unitățile militare, domnule Spunu, vreau să vă întreb, pentru că au fost nenumărate discuții despre modul în care sunt condițiile în aceste unități militare. Dacă ele sunt măcar decente pentru a sta acolo 4 luni, tot ce înseamnă, nu, odihnă, tot ce înseamnă instruire, mâncare și așa mai departe. Doamna Porumbel, și eu sunt militar de mai bine de 30 și aproape 5 de ani. Îmi desfășor activitatea într-o unitate militară. Unitățile militare din prezent ale Armatei României nu mai sunt la fel ca cele care erau acum 30 de ani. Niciodată nu vom putea să fim perfecți. Investim și în infrastructură. Avem un buget de mai mulți ani, peste 2% din produsul intern brut, care ne permite să facem investiții și în infrastructură. Însă aceste date exacte cu privire la bazele în care vor putea fi instruiți militarii în termen voluntari, ce tip de programă de pregătire, le vom putea anunța și vom avea o campanie de informare consistentă pe acest subiect după ce vom avea baza legală, după ce acest proiect va deveni lege. Dacă aveți întrebări pentru domnul Spânul, însă vreau să îi dau cuvântul domnului Ghigiu, care este șeful Cancelariei Premierului. Domnule Ghigiu, acest proiect de lege pleacă de la Ministerul Apărării. Înțeleg că mai este încă în acel proces de avizare, deși are 1 an și 7 luni sau ceva de genul. Când va fi aprobat de guvern pentru a fi trimis în Parlament? Există un orizont de timp? N-aș putea să vă dau un orizont de timp. Într-adevăr, este un proiect prioritar, dar n-aș putea să vă spun că guvernul și-a stabilit o dată până la care urmează să îl adopte. Cred că cel mai important este să vedem și feedback-ul public, să vedem... Și cum veți primi acest feedback public? Mai ales că aveți exemplu în Suedie. Proiectul este, din câte știu eu, în proces de consultare publică. Deci oricine poate să-și dea cu părerea sau să vină cu sugestii pe acest proiect. Vorbeați despre transparență corect. Eu vorbeam despre dacă românii își doresc sau nu să vină în acest stagiu militar voluntar. În Suedia, de exemplu, a făcut guvernul un chestionar pe 40.000 de tineri, dintre care 9.000 au răspuns afirmativ și și-au dorit să facă această armată voluntară. Din câte știu, nu există o astfel de cercetare la nivelul guvernului și cred că nici la nivelul Ministerului Apărării. Important, cred că cel mai important este ca acest proiect să fie adoptat și eu cred că din partea tinerilor vom vedea, ok, nu mă aștept că o să vedem 70% dintre tineri că vor să participe la acest proiect. Cu siguranță nu. Dar cred că și dacă avem 30-40% este extraordinar de bine. Vă rog, un avocat. Eu cred că cheia prin care trebuie să privim lucrul acesta al stagiului, sigur, voluntar, mai ales în vedere ce spunea și invitatul dumneavoastră, care, sigur, are o carieră în armată, este următoarea chestiune. Noi ne dorim să mai adunăm câțiva militari în caz de ceva? Sau chiar ne dorim realmente să avem o armată funcțională în caz de ceva? Pentru că, spre exemplu, segmentul meu de vârstă, că mi se pare cel mai apropiat să vi-l dau cu titlul de exemplu, ce o să facă? Eu m-aș duce sigur să fac stagiul acesta, că eu nu știu să țin un pistol în mână, dar sunt foarte mulți care își vor pune problema, păi și locul meu de muncă, ce se întâmplă că și-a pus cineva problema legislativ din punctul acesta de vedere? Mai mult decât atât, haideți să spunem că cumva modificăm și codul muncii, că poate opera suspendarea, chiar obligată angajatorul să dispună suspendarea contractului de muncă, dar trebuie să avem în vedere perioada de 4 luni de zile asigurări sociale. Șomaj, dacă este cazul, să se plătească cineva taxele astea, pe lângă acea sumă de 3 salarii minim brute, care eu, sigur, deocamdată o propunere. Cineva s-a gândit la toate aspectele astea și economice, pe de-o parte, dar și operative, tehnice, funcționale, sau doar zicem, ok, cei care n-au niciun loc de muncă sunt șomeri sau n-au avut niciodată un loc de muncă, haideți, veniți, faceți 4 luni și mai vedem ce se întâmplă. Vă rog, nu le spun. Da, ne-am gândit, sunt foarte bune observațiile, ne-am gândit la toate aceste aspecte și aș da exemplul programului care este acum în funcțiune, rezervist voluntar, care este asemănător, este o perioadă de pregătire de bază
de 2-3 luni, timp în care contractul este suspendat la locul de muncă de bază. Angajatorul are obligația de a suspenda contractul și de a-l reprimi la muncă după încheierea stagiului. Deci toate aceste lucruri vor fi detaliate după ce cadrul legal va fi creat pentru introducerea acestui nou tip de serviciu militar. Sunt foarte bune observațiile și noi vom face tot ce va ține de noi pentru a face foarte clar aceste condiții. Din momentul în care vom avea aprobarea, să dăm drumul la program. Acea prevedere în discuție ca angajatorul să fie obligat să-ți păstreze locul de muncă pe această perioadă. Vreau să vă arăt și o hartă cu țările din Europa unde este stagiul obligatoriu militar, evident. Deci acolo, sub o formă sau alta, trebuie să te duci să faci o anumită instruire. O avem imediat, o să vedem, iată, pe ecran. Țării unde, repet, s-a introdus și... sau este în vigoare de mai mulți ani acest stagiu militar obligatoriu. Domnule Ciuvică, noi deocamdată vorbim despre acest stagiu militar voluntar. În parcurgerea sa, prin transparența decizională, avizare, probabil că pe la, nu știu, jumătatea anului, dacă va fi ceva clar făcut, poate, mă rog, semnat, promulgat în România. Da, nu știu când o să intre în vigoare, dar ne-a spus domnul general că deja există un program, ăsta nou va fi un program îmbunătățit, foarte bine, câteva state, Austria e țară neutră, nu știu de ce au armată obligatorie, dar e treaba lor, Grecia are ceva probleme cu Turcia, cei din țările Baltice, Finlanda, așa, geografic și istoric cu rușii. Noi până acum n-am avut probleme, apar problemele și mi se pare o chestie foarte ok. Adică tot ce a spus domnul general, ce a spus domnul Joane, iară foarte ok, sigur, cu niște pic de rumeguș de limbaj de lemn de la NATO, da, asta e. Dar în esență e foarte clar, că nu văd care e problema. Cine vrea o să se înscrie, nu cred că o să se bulucească toți, dar presupun că o să fie niște tineri care o să fie interesați, mai ales că e vorba de 3 salarii medii, nu minime, ceea ce nu înseamnă bani puțin pentru tineri care nu au o situație materială excepțională, dar sunt convins că sunt și în România tineri mai războinici, așa că chiar le-ar plăcea să facă niște armată pe acolo. Mulțumesc, domnule general Sponu, pentru intervenția decisivă. Mergem mai departe.